În această dimineață, un avion de agrement s-a prăbușit într-un lan de porumb din localitatea Topoloveni, de la o înălțime de 100 de metri. Cel care a alertat autoritățile a fost chiar pilotul în vârstă de 23 de ani. Nu am reușit să mă desprind de la sol, erau niște fire de înaltă tensiune, nu le vedeam. Eram cu motul avionului în sus și am încercat să aterizez. Nu mai aveam inter de viteză. Adică nu abia te ridicai, nu zburai deja. Abia mă desprinsesem de sol. La fața locului s-au deplasat o auto specială cu apă și spumă și un echipaj SMURD. Salvatorii i-au acordat primul ajutor. Pilotul prezenta traumatisme la nivelul feței și plăgi la picioare. Apelul a fost făcut chiar de către pilot. Acesta era conștient, dar prezenta multiple leziuni. A fost preluat de către echipajul SMURD și transportat la spital. Pacientul a venit într-o stare acceptabilă, stabil din punct de vedere al funcțiilor vitale, cu toate că înălțimea de la care a căzut e greu de precizat, dar oricum a fost mare. El este un pacient policontuzionat, îl catalogăm noi. În momentul ăsta este în curs de investigații imagistice, radiologice și tomografice. Pompierii au stat mai mult timp la fața locului, asigurând măsuri de prevenire și stingere a incendiului.